Lasconi a subliniat că nu consideră relevant să-și exprime opinia personală despre acesta, dar a ridicat întrebări legate de comportamentul și discursul său public. În opinia sa, modul în care acesta se prezintă, prin discursuri stricte și repetitive, susținute într-un cadru izolat, contrastează cu ideea unei campanii bazate pe transparență și deschidere. Nu cred că este relevant cum îl văd eu, ci cum îl văd oamenii. Eu stau să mă întreb dacă este om, în primul rând. Nu știu dacă este om, pentru că eu am văzut un robot care citește de pe prompter și spune niște discursuri pe care le tot repetă, din sufragerie. Se ferește de presă, se ferește de oameni. Deci nu are interacțiune cu oamenii. Cred că este frică de oameni și oferă un program seducător, irealizabil. Adică acela este realizabil doar pe TikTok. Noi împreună, toate forțele democratice din România, putem să oferim în continuare României, în primul rând democrație, și putem să ne punem la aceeași masă. Am stat de vorbă cu fiecare dintre lideri și să convenim ce reforme vrem să facem pentru România și ce vrem să facem pentru români. E irelevant cum îl văd eu pe acest om. Cred că ar trebui să-l vadă specialiștii, inclusiv medici psihiatri. A spus Elena Lasconi. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.